Domnilor și domnilor, bună ziua, am revenit tot cu domnul Teo Hira, de data aceasta din calitatea dumnealui de membru PNL. Domnul Hira, revenim așadar să uită lumea la noi, pentru că trebuie să vă întreb, așa am stabilit, ce se întâmplă la PNL Constanța? Au avut loc ieri alegeri. La PNL Constanța se întâmplă numai lucruri bune. Ieri a fost Comitetul de Coordonare Județean și după cum ați văzut și dumneavoastră că ați fost în sală, a fost o organizare de excepție. În primul și în primul rând aș vrea să felicit organizatorii pentru ceea ce s-a întâmplat ieri la Casa de Cultură. După cum ați observat și dumneavoastră, reguli sanitare respectate, impecabil, organizare ireproșabilă. Acum, dacă ați dori să mă întrebați, nu am decât să vin cu felicitări pentru domnul președinte Bolnav cu Țucări și pentru întreg biroul politic județean, care, nu-i adevărat, nu-i așa, este un birou de forță. Cheia acestor alegeri, anticipez ce vreți să mă întrebați. Anticipez foarte bine. Este vorba despre delegații care vor participa pe data de 25 septembrie la alegerile președintelui Partidului Național Liber. La nivel național. La nivel național. Și dacă vreți să mă întrebați, o să vă răspund după acum. Probabil o să mă întrebați ce stă pe buzele oricărui ziarist. Cum o să voteze Organizația Constanța? Era limpede că Organizația Constanța, în formula în care era până la alegerile de ieri, nu putea să hotărască sau nu putea să dea un vot de încredere că era un alt birou politic județean, un alt birou politic municipal unde am onoarea să fiu și eu. Este limpede că de acum încolo, organizația, filiala Constanța, poate hotărâ cum o să voteze la alegerile de ieri. Să vă întreb pe dumneavoastră, pe cine vreți să votați? Îi dați încrederea. Doamna Bucu, din punctul meu de vedere trebuie să existe o minimă etică, o minimă morală în tot ce înseamnă clasă politică, pentru că nu putem găsi calea spre progres dacă în clasa politică va mai exista această mentalitate tranzacțională. Este prezentă la toate partidele politice. Și aici este valabil și pentru decidenții politici și pentru cei de la București. Și pentru membrii simpli, așa cum sunt eu, să nu se mai practice ca până acum sau până de una zi, să nu se mai cumpere loialități. Pentru că logica e foarte simplu. Acela pe care tu l-ai cumpărat va fi primul care se va vinde, primul venit care va da mai mult ca tine. Nu mai am mânat. Din punctul meu de vedere, și aici o să-mi permit să fiu un pic mai realist, dacă pot să fiu mai realist, sau dacă îmi iese, e limpede că și la votul din 25 septembrie, orice acțiune, dar orice acțiune, e o acțiune asta, are în spate un interes mai mic sau mai mare. Așa că avem timp să ne gândim până pe 25 septembrie. Așa ceva. După cum ați văzut și dumneavoastră, sunteți în echipa domnului Chițac. După cum ați văzut și dumneavoastră, domnul amiral Chițac și-a manifestat dorința clară de a vota actualul premier. Domnul președinte al Consiliului Județean a manifestat-o răspicat că va vota cu actualul premier. Din punctul meu de vedere este limpede că și votul meu se va îndrepta spre domnul președinte Florin Câțu, pentru că este singura cale ca acest oraș să progreseze. Este singura cale pe care noi putem apuca spre o dezvoltare susținută. Deci v-a promis domnul Câțu că... Nu ne-a promis domnul Câțu nimic, dar este limpede că la acest moment, acest municipiu are nevoie de guvern alături ca să poată să progreseze. Păi, dacă nu este votat domnul Câțu președinte al PNL, pierde PNL-ul guvernare? Păi nu vă aduceți aminte, doamne, nu vă aduceți aminte că a fost și o exprimare la un moment dat, acum 3 luni, dar și ieri a reiterat-o cineva. Cine pierde va pleca acasă? Nu vă aduceți aminte că a fost și această exprimare? Cine pierde acesta și va pierde tot? Dumneavoastră, cum vi s-ar părea că dacă, de exemplu, are domnul, hai să-l facem un premier de acasă. Dacă pierde premierul, cum să plece premierul acasă?
Ne aducem aminte iar de hidoasa alianță de a-ți dai jos propriul guvern. Păi, ne aducem aminte iar de situațiile în care îți dai jos propriul guvern. Spuneți alt om, de ce țineți neapărat să fie cât sub premier? V-am spus, din punctul meu de vedere este singura cale ca acest oraș să apuce drumul progresului. De ce? Alăturarea decât de guvern. Domnul Cățu este mai... Ați văzut și dumneavoastră el. Mai apropiat de Constanța. Eu din discursurile acelea, haideți să vă spun, domnul Cățu nu prea are discurs, asta îmi pare rău. Domnul Orban, în schimb, a venit și le-a înșirat pe toți, pe acolo, toți primării acolo, adică chiar îi știe pe oameni. Bun. Nu? Doamna Cucu, eu nu vreau să fac acum diferențe între cei doi candidați. E adevărat, domnul Orban are un discurs spumos, un discurs șampanie, dar trebuie să recunoașteți că domnul Cuțu a venit cu argumente solide, valide și a venit cu cifre foarte importante. Care? Domnul Cuțu, ați fost și dumneavoastră în sală. A zis că până în 2024 nu vom mai avea străzi, drumuri fără asfalt. Domnul Cuțu a pronunțat cifre. Vă rog frumos, dumneavoastră ați înregistrat. Noi n-am înregistrat. Dumneavoastră ați înregistrat, vă rog frumos de urmați și o să vedeți că domnul Cruțu a venit și a prezentat cifre foarte importante. Cifrele care ne arată nouă că acest municipiu, din punctul meu de vedere, este singura cale de dezvoltare, alăturarea la Guvernul României. În regulă. Votul meu se va îndrepta spre Cățu, am notat, acesta este titlul. Rest, ce să vă zic, să știți că să vă invit să comentați rezultatul alegerilor, n-am să o fac, pentru că este o echipă foarte puternică și din punctul meu de vedere foarte echilibrată. Ia spune. A fost stabilită, s-au așezat oamenii la masă, au stabilit înainte de vot, au venit cu lista exact pregătită, omul și locul, cel puțin o persoană care nici n-a fost votată. Da. Așa încât... Păi doamna Cucu, dumneavoastră credeți că alegerile s-au întâmplat numai ieri? Nu, a fost un proces întreg de 4 ani. A fost un întreg proces de 4 ani, iar cei care au venit și au meritat și în urma discuțiilor, în urma negocierilor politice, să nu credeți că a venit cineva și a stabilit. Pe ce credeți dumneavoastră că e democrație de Coreea de Nord din anul 1977? La masă, bănesc, altfel nu erau toți acolo în sală și la vot. Am mai sesizat și faptul că relația dintre domnul Chițac și domnul Cuțu că este wow. La alegerile nu este? Nu știu dacă e wow, habar n-am. Întrebați-i pe domnul Chițac sau domnul Cuțu. Am văzut așa am văzut o diferență. Cum se comportau dumnealor în seara aflării rezultatelor de la alegerile de la locale. Și cum și care a fost declarația domnului Chițac despre domnul Cuțucă? O diferență. Eu n-am sesizat această diferență, dumneavoastră e adevărat. Reușiți mult mai bine să analizați semantica. Are încredere în domnul Cuțucă și atunci înseamnă că oamenii sunt foarte bine și fac echipă. Sigur că da. Este o echipă foarte puternică la Constanța, iar din punctul meu de vedere, dacă reușim să ne alăturăm guvernului și reușim să dezvoltăm acest oraș, cazul 2024 și anume anul cu cele mai multe alegeri, o să fie un an victorios pentru Partidul Național Liberal. Și domnul Chițac candidează pentru un al doilea mandat? Asta trebuie să-l întrebați cu domnul Chițac. În regulă, vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și eu! Și, cum spuneam, doamnelor, domnilor, să știți că ne mai revedem astăzi, vă mulțumim frumos, la revedere!